Lăsați meciul, uitați-vă pe Nașu TV, pentru că Radu Robert și cu Grigore, Nașu descoperit-o, au acoperit-o, cum vreți să-i zicem, vin cu o bombă senzațională, se pare că va fi ediție specială începând cu aproximativ ora 10. Colegul nostru de la Târgoviște, din păcate, și este o veste tristă, trebuie să vă dau, știrbesc cu Ilie Petre, participant la Revoluția din decembrie, omul care l-a arestat pe Ceaușescu și care l-a predat generalului Chemenici, eu o spune criminalului Chemenici, nu criminalului pentru că a participat la procesul la Ceaușescu sau Ceaușescu a fost dus în unitatea unde era el comandant și acolo a fost ucis, și datorită faptului că a dat ordine criminale în Târgoviște și a omorât oameni. Vreau să transmit condoleanțe familiei, să-l ierte Dumnezeu, iar colegii din Târgoviște în această noapte vor sta la căpătăiul lui și pentru ultima noapte. Dumnezeu să-l odihnească și să mângâie familia. Revenim. București, Cluj, Brașov, Timișoara, Craiova, am înțeles, în pauză. Da, Sibiu. Unde? Sibiu. Oamenii în stradă la București, am înțeles că au plecat în marș deja spre guvern. Este flacăra speranței că totuși n-a murit demnitatea acestui popor până la urmă. E îmbucurător faptul că vorbim simte în special... pericolul? Cine? Tineretul care a ieșit în stradă. Până la urmă sunt foarte mulți tineri, e adevărat, foarte mulți. La București studenții au organizat, se pare, acest marș. Nu știu dacă ei chiar sunt acolo pentru că simt un pericol. Mă gândesc, în ce să mă transpun în locul lor, privindu-mă pe mine în anii Revoluției și eram aici la Inter, n-am venit. Dar nu, noi totuși am perceput pericolul până în iunie 90. Nu, vroiam eliberare, eram entuziasmat, pur și simplu. Luam meeting-ul de la universitate și îl duceam până la Piața Victoriei cu Marian Munteanu și nu, până la Piața Victoriei nu l-ai dus niciodată cu Marian Munteanu, pentru că el n-a mers niciodată din piață înspre Piața Victoriei, doar cu Mărieș ai mers. Eu mergeam... Marian Munteanu, lozincile lui erau noi de aici, nu plecăm. Și timp de... deci din 22, când am blocat piața... Eu mi-am că mergea cu noi înspre Piața Victoriei, nu știu dacă am mers până acolo, dar am aminte. Ascultă-mă puțin, numai că știu bine. Da. Deci în perioada 22 aprilie, când s-a blocat piața, 24 când s-a deschis balconul și până în 21 mai, când deja a început trădarea, pentru că imediat după alegeri, de a doua zi, a început plecarea din piața universității. Da. 21, 22, în 24 au plecat toți, am rămas singur. Da. Abia după 24 mai și până în 13 iunie, sau până în 12 iunie, că în 12 iunie seara a fost ultimul marș spre televiziune, guvern și televiziune, abia atunci s-a mișcat piața. Până atunci nu s-a mișcat niciodată. Doru, noi de aici nu plecăm. Am stat în piață fie poate permanent, ai venit cu el din Politehnică în piața universității. Fie permanent, fie sporadic. Am petrecut toată perioada după Revoluție până în alegerile din 92, cam pe acolo. Nu Maria Munteanu e important în povestea asta, ci emoția pe care o trăiam eu atunci, care mă mobiliza, cu adevărat de mă ținea electrizat. Iartă-mă, trebuie să te întrerupsem în direct cu Piața Victoriei. Andy Lazlău, colegul nostru, este acolo și o să ne comunice, avem și imagini, da? Andy, bună seara! Bună seara, domnul, bună seara, doamnelor și domnilor! Aoleu, parcă ești pe stadion, ce e acolo? E o atmosferă destul de încinsă aici, în Piața Victoriei. Sunt aproape 2000 de oameni care intră acum în scoarul din fața guvernului. Circulația este parțial blocată. Au mărșuit aici de la Piața Universității. V-am zis, după ultimele cifre, cred că sunt în jur de 2000 de oameni. Sper să nu greșesc, pentru că e greu să-i cuprinzi pe toți în imagini. Probabil că vedeți în aceste momente ce anume se întâmplă. Se strigă slogane împotriva premierului Victor Ponta, se strigă jos Ponta, se strigă vrem secții de votare peste hotare. Se practic, cei care manifestează aici sunt fărișari cu alegătorii din diaspora și cer ca acesta să aibă dreptul să își aleagă președintele. Care este media de vârstă acolo? Vedem oameni de toate vârstele, dar în special tine. Cred că avem o medie de vârstă în jur de 30-40 de ani. Chiar văd și oameni mai tineri, văd și bătrâni, cam toate categoriile de vârstă. E un public destul de omogen, pot spune. Și sunt uniți în scandări și în mesaj.
Putem vedea printre cei care se plece în piață și o parte din cei care au manifestat anul trecut pe această vreme, cei care au militat împotriva proiectului minier Roșia Montană și gazelor de șist, putem vedea și militanți pro-dreapta, sunt însă și benele care acuză atât pe Victor Ponta, cât și pe Claus Iohannis. Deci sunt și benele antisistem, l-am putea numi. Adi, bună... Laurențiu vrea să spună o întrebare. Bună seara, Andy. Laurențiu Ciocăzanu sunt. Spune-mi, din discuțiile cu ei, ai reușit să afli dacă sunt dispuși să revină în stradă duminică seară, dacă votul în diaspora va fi un dezastru, așa cum e preconizat? Bună seara, Laurențiu. Cei mai mulți dintre cei cu care am stat de vorbă aici, în Piața Victoriei, dar și pe traseu, spun că sunt dispuși să iasă în stradă duminică și să rămână în stradă în cazul în care se vor repeta problemele cu votul în diaspora, la fel cum s-au întâmplat pe data de 2 noiembrie, când sute de români din afara țării nu au fost lăsați să voteze din cauza organizării scrutinului. O să ne aducă pe cineva la telefon? Laurențiu spune dacă poți să aduci pe cineva de acolo să vină în studio. Nu, la telefon măcar. Sau la telefon măcar să ne dă. O să încerc. Deocamdată am încercat să mă retrag spre o margine pentru a putea comunica mai bine cu voi, pentru că se aude și pe telefon, zgomotul este destul de puternic, lumea scandează. Ia încearcă să... La întâmplare, pur și simplu, că nu alegem. O să încerc să mă apropii puțin de ei, să vedem exact pentru ce anume au ieșit ei aici în stradă, în Piața Victoriei. Sunt televiziuni acolo, în afară de Nașu? Sunt televiziuni, sunt foarte multe televiziuni, am văzut și corespondenței posturilor străine care filmează aici. Nu știu cât dintre ei transmit în direct, cert este că noi transmitem direct această manifestație din... Și sper că se văd bine imaginile. Mie mi se pare... Oreste este direct cu tine acum. Da, nu vreau să te întreb pentru că imaginile sunt revelatorii, dar mie mi se pare un eșec totuși al generației lui Ponta dacă tinerii sunt împotriva lui. Cred că e vorba de o empatie, nu neapărat de simțirea unui pericol, pentru că sunt tinerii, unii chiar foarte tineri, care n-au toate elementele pentru a configura posibilul pericol. Dar e o chestiune de empatie, exact. E o chestiune emoțională. Emoțional. În momentul în care tu ai bună voință, ai bună credință, te manifesti într-un spirit liber și vezi niște tovarăși din ăștia funcționari, care chiar dacă sunt de o vârstă asemănătoare cu manifestanții, se comportă la fel de bătrânicios ca și dinozaurii dinainte. Adică e un eșec pentru Ponta că, deși el are 42 de ani, în loc să aibă o rezonanță pozitivă cu tinerii din generația lui, el este privit de tine tot ca un bătrân. Dar nu un bătrân în sensul biologic, ci un bătrân în sensul îmbătrânit în rând. S-a văzut și în primul tur. Cei care au votat în proporție foarte mare Victor Ponta au fost pensioni. Și mai e ceva. Andy, eu vreau doar să te întreb dacă ai senzație sau se întâmplă acolo și o contramanifestație, pentru că noi am tot citit din surse. Nu, și ne-am obișnuit din istoria. PSD-ul pregătește, începând din această seară, mâine și chiar și poi mâine în timpul votului, mici unități din astea mobile de propagandiști și de demonstranți, care cumva să echilibreze, dacă vrei, protestul vostru spontan. Ai vreo informație în zona asta? În această seară nu am contra manifestații, într-adevăr au fost niște discute între protestatari, se pare că erau din grupuri diferite. Protestatarii sunt protestatarii anti-sistem pe de-o parte și cei anti-Ponta pe de altă parte. M-a spus că au existat și mesaje împotriva ambilor candidați la prezidențiale, cei care participă și la Sfântul și Victor Ponta. Majoritatea protestatarilor însă sunt practic împotriva premierului Victor Ponta. Asta vă pot spune și cu certitudine. Dar știi ce e interesant? Da, sigur că sunt tineri și te mirai tu sau... Aveai constatarea că e un eșec pentru generația lui Ponta. Eu vreau să spun o chestiune mai degrabă de nivel uman și mai puțin politic. Eu i-am urmărit pe tinerii, pe cei din generația 20, 25, 30 de ani.
Cred că mulți dintre cei care sunt aici în piață sunt oameni născuți după Revoluție. Văd foarte mulți tineri care cred că nu au mai mult de 25 de ani când au trecut de la evenimente în 1989. Da, sigur. Astfel, o mare parte dintre cei aflați în stradă sunt cei care și anul trecut au fost în stradă și aici în Piața Victoriei și la universitate și pe străzile capitalei, cerând oprirea plăților mineri la Roșia Montană. Pe mulți dintre ei recunosc după fețe. A fost dintre ei atunci, putem printre ei și acum și putem vedea că sunt aproximativ aceeași oameni. Da, eu vreau să spun altceva, Andy. Sigur că e important că sunt tineri activi și că au fost în stradă și când a fost nebunia cu Roșia Montană. Însă am remarcat la ei, la generațiile astea, o curățenie morală pe care n-am văzut-o nici la generația mea, cu atât mai puțin o alergie la minciună. Adică ei sunt născuți endemic cu adevăr. Adică generația asta emo de care noi râdeam acum câțiva ani e o generație care pune în primul rând accentul pe emoție și pe instinct. Nu ai nevoie de o mare cunoaștere schematică, psihologică ca să simți un om dacă se empatizezi sau să nu empatizezi. Exact, de aici, simte ponta, exact, simte ponta că asta nu este. E de-al lor. Că această generație limbajul dublu. A fost neglijată de politicieni. Au zis, aia doamne, ăștia niște tineri. Nu! Tinerii ăștia au un filtru excepțional cu care decodifică minciuna și manipularea, care nu este unul intelectual, ci este unul sentimental, este unul afectiv. E nativ. Și totuși nu uita informațiile care le au ei față de ceea ce aveam noi. Stăteam cu urechea la Europa Liberă. Ei au, are dreptate Laurenții, ei foarte bine informați altfel. Ei au o anumită candoare și o anumită curățenie pe care o aveau și tinerii 90 de au murit acolo cu laleaua în gură, că tot din candoare au murit tinerii. Vom muri și vom fi liberi. Această prospețime și această curățenie a generației astea de tineri pe mine mă face foarte optimist, pentru că eu îmi dau seama că pericolul ăla îngrozitor al revenirii ticăloșiei nu mai este atât de mare, pentru că iată ce zid de rezistență va întâmpina în generațiile astea de ceva, copii cuprinși între 20 și 30 de ani. Exact. Și ei s-au simțit agresați de stilul de a guverna lui Victor Ponta, de minciună. Foarte apropiat de al lui Adrian Năstase, adică oamenii nu uită, domnule, ai avut aroganță de Adrian Năstase, nu poți să te transformi tu Ponta, tânărul Titulescu, într-unul și mai arogant ca Năstase. Aroganță și minciună, domnul Mărie și Răsă Tădorescu, pentru că ei sunt construiți, așa cum spuneai și tu, sunt construiți genetic să respingă automat când cineva nu-i de-al lor. Când cineva este ca un virus, ei așa percepă pe Victor Ponta ca pe un virus care riscă să le contamineze organismul lor pur. Puritatea lor este instinctuală. Ei nu au nevoie de informații. Nu au nevoie să afle că Victor Ponta a făcut ceva. Îl simt pur și simplu. Îl simt că nu este din filmul lor. De-aia Victor Ponta n-are succes la ei. Are succes în schimb la generațiile mai în vârstă care sunt sensibile la minciunile lui Victor Ponta. Asta este ce îi deranjează pe ei. E bine că sunt așa. De moment, nu cred că vor avea de câștigat, pentru că Victor Ponta se bazează foarte mult pe numărul foarte mare de oameni trecuți de vârstă care încă sunt influențați de genul ăsta de a... Am ascultat ieri, parcă, un tânăr PSD-ist, un cântăresc de ăsta promiscu, a cântat într-o formație, nu mai știu cum se numește, unul cu urechi blege, așa, habar n-am cum îl cheamă și nu vreau să mă încar mintea cu el, care spunea o monstruozitate despre tine. Adică acest președinte al TSD-ului era întrebat de un reporter sau de cineva, domne, ce-i doresc tinerii? Și domne, eu un răspuns mai cinic și mai odios decât răspunsul acestui băiat, prost muzicant, prost politician, a spus așa, domne, tinerii nu-și doresc, atenție, tinerii nu-și doresc altceva decât un loc de muncă, un salariu călduț, o prietenă și să le fie bine. Adică, domne, astea sunt necesități animaliere, domne. Asta nu înțelege, vlăstarul comunist. Domne, tinerii au nevoie, în primul rând, de perspectivă, au nevoie de speranță, au nevoie de relație cu Dumnezeu, au nevoie de relații între oameni, au nevoie de un cadru, de un context european în care să se simtă cu adevărat liberi. Pe cum să fii tu politician, socialist și să spui că tinerii nu-și doresc altceva decât un loc de muncă, o prietenă, un loc călduț și să le fie bine? Bă, asta își dorește un câine, asta își dorește un iepure. Aceeași mentalitate. Un om are o viziune mult mai mare. Iartă-mă, te rog frumos. Andy, mai vrei să ne spui ceva? Da.
Vreau să vă spun că în urmă cu câteva minute s-a strigat aici în Piața Victoriei sloganul care îl strigau de obicei manifestanții anti-Băsescu până acum la Cotroceni. Ieși afară, javră ordinară. Acesta a fost sloganul care s-a auzit în urmă cu câteva aici, păi, unii dintre ei o fi, în Piața Victoriei. Unii dintre ei o fi tocmai cei care au demonstrat la Cotroceni în 2012. E posibil să se fie repoziționat, să fi fost chiar aceeași, să știi. E bine că s-au trezit și acum îi spun lui Victor Ponta să iasă afară, ceea ce e un semn. Apropo de ce spunea Laurențiu mai devreme, cum se întoarce roata? Da, roata cum se întoarce? La un an și jumătate distanță? Da? Parcă nu mi-aduc aminte vreun candidat la președinție să aibă asemenea tip de manifestații și în atâtea orașe ale țării. Da? Nu mai vorbim de diasporă cum are candidatul Victor Ponta deocamdată. Nu pot să spun altceva decât candidat pentru că asta e. L-am auzit pe... Andy, scuză-mă, știu cumva tinerii ce ștampilă le-a pus Victor Ponta în seara asta, acum o oră și ceva, de la tribuna USL? Pentru că în discursul său de la Palatul Parlamentului, i-a considerat pe cei care participă la proteste instrumente ale unei Românii murdare care se opune României bune pe care el vrea să o facă în țara asta. Se repetă retorica lui Ion Iliescu din anii 90. Exact. Se repetă poate chiar retorica lui Nicolae Ceaușescu cu huliganii și golanii din ceea ce putem observa. Toți cei care sistemului condus de Ponta sunt oamenii care trebuie criticați de pur și la zid. Cum altfel putem cataloga astfel de afirmații? Deci, Victor Ponta... Par fețe necunoscute. Eu am fost în stradă mereu și par fețe care nu prea le-am mai văzut pe la protest. Cel puțin ce vedem noi pe ecran. Repet, pentru că te aud destul de... Ce vedem pe ecran îmi pare că sunt fețe noi. Noi am fost la proteste, am ieșit în stradă mereu și... Da, ceea ce vedem aici în stradă sunt mai mult fețe tineri. Foarte tine, uite lei, copii de 20 de ani. Exact, sunt copii de 20 de ani, dar putem vedea și oameni trecuți de prima tinerețe. Chiar și oameni de 60-70 de ani am văzut chiar oameni în scaune cu rotile, inclusiv părinți sau cu copii în cărucioare sau în brațe. Deci este o mulțime pașnică, o mulțime calmă, nu e vorba niciodată de galerii. Sunt anunțat că și la Ploiești a avut loc în această seară un protest, s-a strigat jos comunismul. Și sunt anunțat de către o puștoaică, cum îi spun eu, o doamnă foarte, o luptătoare, care și la 70 de ani, nu spun cât, este în stradă mereu și acolo unde poate să facă ceva sau să ajute societatea civilă, o face împreună cu soțul ei de câte ori are ocazie. Deci simt că mă furnică... Îți mulțumesc chiar dacă, nu știu dacă le urmărești, dar îți mulțumesc oricum. Simt că mă furnică pielea, dragi colegi de platou, pentru că retrăiesc de la distanță emoția manifestațiilor din anii 90 și sunt realmente copleșit de dragostea acestor tineri pentru libertate, pentru că de fapt ei sunt acolo pentru libertatea adevărată, care n-a existat. Și mulți copii, diferența de atitudine între protestatarii împotriva Roșiei Montane, între protestatarii anti-Ponta, care sunt tineri, care au o față caldă, care nu sunt violenți, care nu emană din ei virulență, față de manifestanții, să zicem, anti-băsiști, da? Da? Care aveau și o medie de vârstă undeva la vreo 60 de ani și care, domne, erau transfigurați de ură. Asta este, dacă vreți, diferența între cele două Românii. România liniștită, România curată, România frumoasă, care are zâmbet pe buze, și România otrăvită, România manipulată, România terfelită de vuvuzele și de propagandiști. De data asta nu poate să spună care au început galerii. Să arate ca ei. Da, poate să spună, nu poate să spună, sunt la meci. Galeriile sunt la meci. Da, o să spună că a venit înainte puțin din piață. Nu, sunt la meci. Acum vedem de ce, cât de mult s-a înșelat Victor Ponta, pariind totul pe cartea minciunii, pe cartea manipulării prin televiziunile mogurilor săi, pe cartea șpăgilor și pe cartea prostirii. A făcut eroarea de a nu miza pe cei din generația lui. Da. Generația de 40 de ani. Pentru că noi suntem generația de 40 de ani și dacă ai să observi, foarte puțini jurnaliști de vârsta noastră au căzut în capcana întinsă de Victor Ponta. Puțin.
Sunt câțiva, e o mână de jurnaliști care de fapt sunt niște mercenari ai puterii, mercenari ai banului, care s-au trecut de la un mogul la altul fără niciun fel de problemă și care prestează ceea ce prestează pentru bani, nu din credință. Dar de vârsta noastră sunt puțini jurnaliști care chiar cred în PSD sau corect, chiar cred în Victor Ponta. Corect. Victor Ponta, dacă ar fi încercat să, că tot el e președintele care unește, dacă ar fi încercat să creeze o punte de comunicare cu tinerii ăștia adevărați, poate că ar fi fost mai frecventabil decât este acum înconjurat numai de dinozauri și de pensionari. Parțial în seara asta. Deci discursul lui, sigur, început mai întâi prin împăunarea guvernării sale și ce face el și ce rău e Băsescu și așa mai departe, că știm asta, ne-am obișnuit. Dom'le, a avut la un moment dat un pasaj în care se referea la aceste proteste la modul ironic, mizerabil. Îi ștampila drept agenturile opoziției. Aurențiu, te rog eu frumos să privești acolo. Ăștia sunt instinctuali. Nici nu cred că știu ce înseamnă politică. Au simțit ceva. Sunt prea puri, sunt prea tineri. Uite, oameni cu pericol, copii, nu? Excepțional. Asta este o imagine optimistă. Nu, ei se gândesc la viitorul lor. Pur și simplu își dau seama că dacă iese Victor Ponta președinte, viitorul lor va fi din ce în ce mai dificil. Riscăm să ajungem o țară în genunchi, o țară de slugi care trebuie să stea cu mâna întinsă la baroni, la cei baroni ai comunismului, de fapt. Se ei pare că pleacă mai departe demonstranții din Piața Victoriei. Cu certitudine cred că merg spre Ministerul de Externe, pentru că aceste două săptămâni cu Ministerul de Externe s-au războit pentru frații noștri de afară care au plecat bătut joc de vot. Domnul Meleșcanu și joacă ultima carte. Dacă românii din diaspora nu vor reuși mai are vreo carte, Meleșcanu? Să voteze, domne, e păcat totuși pentru o carieră diplomatică și politică, hai să zicem, decentă. Adică și-a dat demisia, nici nu și-a dat demisia de la CIA, a intrat să candideze la prezidențial, a obținut un scor absolut lamentabil. După care este propus de către Victor Ponta consilier pe probleme de securitate în eventualitatea în care va ajunge el Ponta președinte. Între timp este numit ministru de externe, dânsul și spune într-o emisiune televizată că dacă ar fi fost el în locul lui Cornăsean, nu s-ar fi întâmplat așa ceva. De aceea l-au trimis la Paris, că am înțeles că e la Paris sau pleacă la Paris. Acum, după ce ți-ai construit o anumită carieră, să spunem, care ai să zicem că e destul de onorabilă a domnului Meleșcanu, să eșuezi lamentabil în turul 2 și să, de fapt, să nu reușești să îndrituiești toți românii să-și exercite dreptul de vot, reprezintă o sinucidere politică anunțată. Eu mă să toate minciunea când văd, de-aia tinerii sunt în stradă, pentru că ei nu mai suportă minciuna. Pur și simplu își dau seama că marele pericol, dacă e un pericol, că tu spuneai mai devreme că ei simt pericol, pentru ei marele pericol ăsta e să trăiască minciună, să trăiască o viață minciună. În ipocrizie, în minciună, exact. Manipulare. O chestie vreau să vă întreb. Este o minciună că am semnat în această seară refacerea USL-ului? Da, este o mare minciună pentru că USL-ul a murit, domne. Dacă mie moare o bunică, Dumnezeu să o odihnească, pe omul o dezgrop și o mai aduc o dată la masă să mănânc cu ea, nu se poate, domne. USL-ul este un proiect care a murit. În primul rând că el a fost înregistrat de către liberali, a fost o propunere liberală și când liberalii au ieșit din USL, a picat elul ăla. Apropo, Tăriceanu, știți că s-a opus USL-ului, nu? Tăriceanu. Nu că s-a opus, așa a jucat. El a jucat bine. Imaginează-ți cât de încorsetat, iartă-mă, Orestie, cât de încorsetat a fost acest partid. Dacă cumva Antonescu eșuează sau nu vrea să vină spre noi, tu spui că nu vrei să vii și rămâi și preiei partidul. Din păcate, Antonescu s-a dus. În momentul în care Antonescu și-a dat seama că nu e în regulă și că trebuie să facă pasul înapoi, a venit Tăriceanu care a spus, vreau eu acum de data asta să merg în Dar o secundă, domnule, după... Tăriceanu nu și-a înregistrat partidul. Acest om a jucat... Nu există PLR și atunci de unde vine USL-ul? Pentru că PLR nu există. Juridic, în primul rând. Nici vorbă, nu are cum să fie înregistrat. USL-ul este o mare minciună, apropo de minciună. Iarăși, încă o minciună pe ultima 100 de metri... Haideți să le dăm un exemplu, oamenilor. Alianța, da, a existat, alianța, da, dintre PD și PNL. Odată... Care nu mai există, da. Cineva a vrut să o reînființeze. Nu se poate. Nu, chiar în vara asta a vrut să înființeze, iar instanța a spus. E o mișcare de campanie menită să demobilizeze electoratul lui Klaus Iohannis, liberalii, care se văd astfel în situația să primească o șpagă dacă iese Ponta. Adică dacă iese Ponta, da, voi veniți cu mine. Tăriceanu a devenit atât de senil încât să-și închipuie că Ponta îl va numi vreodată pe el premier? Mă mai iertați odată? Chiar dacă e câștigat legerile. Avem un protestatar pe telefon, să vedem cine spune. Marian Preo. Bună seara, ne auzi?
Marian Dragomir, mă scuzați. Dragomir? Marian Preo, da, Marian Preo e și el undeva în mulțime. Bună seara, domnilor. Bună seara. Ce salut. Pot să vă spun, suntem... Te ascultăm. Da. Ce pot să vă spun, suntem circa 5.000 de protestatari. Acum părăsim incinta din fața guvernului, după ce s-a strigat nu numai jos punta, ci și vestitul ieși afară jabră ordinară. Probabil că ne-a venit rândul să strigăm și noi de data aceasta. Dar de ce va avea rândul? A strigat și în altă parte? Poftiți, da, în momentul ăsta plecăm către Ministerul Afacerilor Externe. Spui că va veni rândul. A strigat și în altă parte lozinca aceasta? Nu. Păi nu, ne-a venit rândul după alții. Alții au strigat cândva, da? Marian, am înțeles. Marian, bună seara. Bună seara. Laurențiu Ciocăzanu e numele meu. Bună seara, domnul Ciocăzanu. Vă urmăresc cu mult interes, spuneți. Mulțumesc foarte mult. Sincer, din punctul meu de vedere, voi faceți acolo un lucru magistral. Este incredibil. Eu am fost la Revoluție, am fost în anii 90 în stradă. Acum, iată, va veni rândul vostru și sunt realmente copleșit de gesturile voastre. Spune-mi, am auzit că lumea strigă jos comunismul, în special tineri ca tine. De ce crezi că strigă jos comunismul câte vreme ei n-au trăit în comunism? Adevărul că, în primul rând, trebuie să fiu de acord cu tine că sunt mai mulți tineri decât am crezut eu vreodată că voi vedea vreodată la vreo asemenea manifestație. Deci, cred că peste 80% sunt tineri. Strigătul de jos comunismul, se pare că bunicii și părinții n-au reușit să le șteargă sau să le reseteze cumva memoria, iar acești copii rămân în continuare adepții unor valori occidentale și nu vor să ne întoarcem acolo de unde am plecat. Pur și simplu sunt extraordinari. Marian Oreste, sunt, vreau să spun o întrebare foarte scurtă. Care este România în care tu și colegii tăi de protest ați vrea să trăiți în următorii 20 de ani? Definește-mi eu în câteva propoziții, nu mai mult, că bănuiesc că ai așa o viziune asupra țării în care vrei să trăiești. Da, este România racordată la Uniunea Europeană, la valorile și principiile Uniunii Europene, în care statul de drept, justiția, sunt primele care sunt respectate în societate, în care omul și munca este privită așa cum trebuie și nu cum încearcă să ne devieze domnul Ponta spre un alt fel de dictatură cu fața umană. Da, Marian, revin, tot Laurențiu Ciocăzanu sunt. Eu vreau să am un dialog cu tine, nu să spun o întrebare de la ziarist la intervievat, pur și simplu mă întrebam eu cât de important e pentru voi adevărul, să trăiești într-o lume în adevăr și nu într-o lume în minciună, așa cum poate au trăit părinții noștri și încă mai trăiesc. Este adevărul, este viața în adevăr pentru voi atât de importantă? Absolut. Numai prezența noastră în stradă și confirmă acest lucru, Laurențiu, nu crezi? Pentru ce crezi că suntem în stradă? Tocmai pentru acest adevăr, să-l apărăm. Adică voi, cei de acolo și ceilalți, considerați că Victor Ponta este expresia minciunii, nu? Absolut. Absolut. Omul ăsta se poate minți în două fraze. Care crezi că mai sunt pericolele reprezentate, nu neapărat de Victor Ponta ca persoană, ci mai ales de structura politică pe care o reprezintă? Din punctul vostru de vedere, iartă-mă că te întreb, câți ani ai? Eu nu sunt un tânăr, eu sunt un om la 50 de ani. Ai o voce foarte tânără, de asta spun. Mulțumesc mult. Adică mi s-a părut că ești undeva mult mai tânăr decât mine, de asta îmi cer scuze că ți-am vorbit la fel. Nu, asta nu înseamnă că fiul meu nu este alături de mine, care are 21 de ani. Pe mine m-ar interesa dacă poți să ni-l dai pe fiul tău la telefon să ne spună... Nu, în momentul ăsta nu, că m-am rupt ca să pot să vorbesc cu voi. Mă interesa perspectiva unui tânăr asupra pericolului pe care îl resimte venind din partea a ceea ce reprezintă Victor Ponta. Cred că tu știi bine, la 50 de ani ai experiența aproape închisă a anilor petrecuți. Și mă interesa punctul de vedere al unui tânăr. Da.
Bine, aici fiul meu, bineînțeles, este influențat de mine. În primul rând, eu am trăit foarte mult și în Occident, deci are de la cine să înțeleagă valorile, da? Așa. Deci, pur și simplu, minciuna, cred că asta doare cel mai adânc. Deci, nimeni nu poate să-ți coloreze realitatea așa cum încearcă Victor Ponta să spună că este. Afară, adică Cincinalul în 4 ani s-a dus, nu mai merge. Nu. Cu Cincinalul în 4 ani nu mai merge, domnul Ponta. Nu. În ce parte ați plecat? Deci acum se merge către emisor afacerilor externe, e un șir foarte lung. Și ceea ce este foarte, foarte bine, suntem și foarte, foarte civilizați. Deci s-a mers civilizat, n-au fost altercații, oamenii au țipat din tot sufletul. Au strigat, dar fără să provoace pe absolut nimeni. Nici pe jandarmi, pe absolut nimeni. A fost ceva foarte, foarte elegant și civilizat. Nu sunteți singuri. Clujul, Timișoara, Ploieștiul, Sibiu. Urmăresc. Am înțeles că la Cluj au ieșit 15.000 de oameni și la Timișoara și peste tot. Eu îi felicit. Eu le mulțumesc în numele tuturor de aici și sunt pentru noi un exemplu. Mulțumim foarte mult, Marian. Vreți să le mulțumim în primul rând și celor de la Craiova care au îndrăznit să sfideze pe Cruela de Vil, ucigașa de câini în condiții mizerabile de la Craiova, această centuristă, pentru că are centura neagră în artele marțiale, Olguța Vasilescu, care a terorizat un oraș întreg, care incita la război civil și spunea că și ea este în stare să strângă 20.000 de oameni la Craiova pentru a-l obliga pe Mutălău să vorbească, ca să dau un citat aproximativ. Faptul că au ieșit tinerii în fieful Olguței și protestează acum împotriva lui Victor Ponta este o lovitură năucitoare pentru staful domnului Ponta. Sunt, mi se spune, în cască și în județele Roșii, Vâlcea și Bacău și lumea în stradă. Începe lumea să se dezmeticească. Și m-a surprins aseară că la Târgu Jiu au ieșit doar 200. Doar 200 de oameni pro Ponta. Foarte puțin. Pro Ponta, nu, au fost aduși cu siguranță de la întreprinderile miniere din zonă. Indiferent de unde, 200. S-a făcut de râs. În județul în care el a candidat și a luat 70%. Eu vă spun, sunt de acolo și știu cum gândește omul de rând. Oamenii nu sunt fanatici, nu sunt fani Ponta, nu sunt fani PSD. Cei care votează, în schimb, o fac la comandă, la comanda șefilor, pentru că rețeaua acestui partid s-a construit mai ales birocrație. În mai ales în Gorj. Nu, Valea Jiului e dincolo de munte, eu sunt până... Da, așa, dar e vorba de o rețea care funcționează la comandă. Adică dacă directorul de mină dă ordin și acum au pus mâna și pe sindicate, de când l-au mazilit pe Condescu, era liderul sindical de acolo, în fine, oamenii se execută și vin pentru că le e teamă, le e frică să nu-și piardă locul de muncă. Locuri de muncă puține și atunci sigur așa, dar vin chinezii, nu se știe cum... Exact, dar nu există o dragoste pentru Victor Ponta. Laurențiu, ai transmis un mesaj emoțional prin editorialul tău publicat astăzi. Dragi bunici, treziți-vă, nu vă dați copiii și nepoții pe mâinile lor. Iată. Ce ai vrut să... Iată, uite, din ce văd acum în stradă, se pare că au auzit nepoții, au auzit copiii, poate și bunicii. Ce am vrut? Dom'le, trăim de 25 de ani, când începusem emisiunea, practic conduși de acest partid comunist. El nu e altceva. Noi la Revoluție am ieșit împotriva lui și după aia pe la piața universității. Iartă-mă că zic, băi, Laurențiu, nu se poate așa ceva. Cum? Astăzi el nu are curajul să spună sunt candidatul PSD, UNPR și ce-o mai fi? PRM. Se ascunde în spatele nu știu, este de dosar penal. Cum să spui, domnule, USL-ul s-a refăcut când USL-ul nu mai poate... Nu, dar toată lumea își dă seama de gringolada mentală în care se află probabil că lumea are alergie și la UNPR și la PSD și atunci au găsit... Apropo de găselnița asta, ca să zic așa, cu editorialul lui Laurențiu. Iartă-mă că te-am întrerupt. Circulă un bang, apropo și de editorialul tău foarte bun de astăzi. Și un bac frumos care spune simți că bunica ta sau bunicul tău îl votează pe Victor Ponta, fă un bine României și ei și ascunde-i buletinul. Da. Deci Teodorul Mărieș și Orestea Teodorescu, mesajul meu e de fapt mesajul nostru al celor care am trăit de la Revoluție încoace, în speranța că vom fi o țară normală,
într-o democrație cât de cât. Și să nu ne mai fie rușine că suntem români, pentru că asta este o nenorocire dată de clasa politică. Faptul că noi ne-am rușinat de noi înșine timp de 25 de ani. Ce vreau să spun, până acum am avut niște șanse, am avut niște momente, 96, Constantinescu, 2004, Băsescu și așa mai departe. Nu mai avem o nouă șansă dacă o pierdem pe asta, după părerea mea. Și, bunicii de care eu vorbeam în editorial, o să-și vadă copiii îngenunchiați în acel comunism, cu față umană, cum spunea interlocutorul nostru de mai devreme prin telefon, pentru că probabil nu va fi un comunism cum a fost. Va fi tot un comunism, dar cu față umană, în sensul că vor fi mai multe televiziuni, nu una singură care să le bage în cap minciuni, că vor merge... Adică o să le bage mai multe televiziuni minciuni. Exact, că vor merge din nou la stăpân cu mâna întinsă să le dea o pâine. Nu vor putea să-și obțină ei prin capacitatea de a porni o afacere, de a gândi, de a, așa mai departe. Deci asta îi depaște un pericol imens, bunicii nu realizează. Ei nu realizează, sunt convins că nu realizează. Nici nu e vina lor. Nu aveau cum. Conștiința lor a fost captivă atâția ani de zile, nu se poate deștepta peste noapte. De asta am spus, treziți-vă! Schimbările mari în istorie, o spune metafizica chineză, nu vă citesc de mine însumi, se întâmplă în cicluri de câte 20 de ani. 1989 a fost începutul unui nou ciclu, se închide în 2009 și din 2009 se redeschide un alt ciclu de 20 de ani de schimbare. Deci noi suntem într-un ciclu de schimbare, ceea ce sigur că nu-i convine nici domnului Ponta și nici PSD-ului. Oricât ar încerca domnilor lor să fure, oricât ar încerca să obtureze, să limiteze votul românilor din diaspora, oricâtă minciună, manipulare și dezinformare ar arunca în spațiu public acești băieți, ei trebuie să înțeleagă, și le spun acum că ei nu sunt incurs, nu citesc, deși ar fi trebuit să citească lucrurile astea, că vibrația repetitivității istorice nu le este favorabilă. Noi vorbeam într-o pauză și spuneam... O să spună că ești nebun dacă... Da, domnule, sunt nebun. O să vedem de luni încolo cine a avut dreptate. O metafizică chineză care e valabilă 2000 de ani sau Bogdan Tudorescu care bălmăjește un curs prost la SNSP. Hai să vorbim mai departe. Interesant este că în momentul de față, astăzi, faptul că iată cum se propagă dorința de adevăr, insuportabilitatea minciunii și a ipocriziei, candoarea și cruciada copiilor, știi că a scris și Blaga o piesă de teatru extraordinară, cruciada copiilor. Faptul că ea se extinde spontan și în fiefuri altădată clasicizate, cronicizate PSD. Faptul că tinerii astăzi sunt mai numeroși decât au fost și în 2009, pentru că au dreptul de vot cei care s-au născut în 2005-2006. Nu, 2005, iertați-mă, 95-96 sunt obosit. Oamenii ăștia care vor vota proaspeți, nenăscuți în comunism, netarați de propaganda stupidă în care am trecut și noi, oamenii ăștia, alt criteriu în afară de percepția adevărului sau empatia față de adevăr, nu au. Și iată că se mișcă într-un sens progresiv. Eu vreau să vă provoc cu o întrebare special. Uite, vreau să preiau rolul de la domnul Măriș, de moderator, și să îi pun lui o întrebare, pentru că este omul cu cea mai bună expertiză pe tot ce înseamnă proteste emoționale și proteste revoluționare, nu? Autentice, că au mai fost și alții închipuiți. Autentice. Uite, acum auzeam mai devreme, spunea Oreste, că PSD-ul pregătește contramanifestații. Noi le cunoaștem din anii 90, că le pregătea... Din 21 decembrie, 22 decembrie, contra Revoluție, 28 ianuarie, contra manifestație împotriva Partidului Național Sănești, m-am dus peste Dan Iosif la Banu Manta, și unde pregătea el contra manifestația, și care a degenerat și aia în seara de 28, și în 29 au venit minerii. Ianuarie 90. Nu, eram la Palatul Victoria când a fost delegația lui Coposu acolo, da, chiar în fața guvernului. Dar Dan Iosif a pregătit diversiunea de dimineață de la 9, m-am dus la Banu Manta, el le-a chemat acolo pe ai lui. În toată ziua de 28 decembrie au existat 200-300 de peseniști, da, care au fost despărțiți printr-un culoar de un metru jumate, 2 metri între noi, și am avut grijă să nu iasă în căierare, îți dai seama, 200 cu 200 de mii, da? Dar n-am vrut să ne batem. Ei, seara ne-au făcut varză ei pe noi, au așteptat până seara și seara au intrat trupe speciale care practic deci, au creat diversiunea din nou. Exact, nu? Și ei au adus muncitorii de pe marile platforme industriale, de la IMGB, de la Republica. Gabriel din Cluj,
cu o fetiță, cu fetița lui de 2 ani și jumătate, care a fost la proteste. Scuze-mă, te rog. Gabi, bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc! Incredibil că pot să intru în direct. Păi de ce? Dar e televiziune liberă, vă abia așteptam. În primul rând, vreau să vă mulțumesc că existați. Sunt extraordinar de motiv. Tocmai am venit, am fost cu fetița, cu soția, sunt acasă. Părerea mea că nu au fost 15.000 în Cluj. Părerea mea că au fost mai mult de 15.000, poate chiar 20.000. Nu știu dacă cunoașteți Clujul, dar Bulevardul 21 Decembrie, deci... Da, zice. Regional la CFR până la... până la biserica, oarecum se numește, până la BRD, clădirea BRD, deci erau plin, 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 plin. Acum, pentru Oreste, că tot e un om deosebit, aș vrea să mulțumesc. Spun, nu știu dacă ați sesizat, dar duminică este Duminica Bunului Samarinean. Nu știu câtă lume a observat chestia asta, am vrut să scriu redacției. Este foarte interesant pentru că așa cum s-a votat, am 38 de ani, așa cum s-a votat în 2000, în Duminica Orbului, poate e o recompensă a bunului samaritan duminica asta. Samarinian, cel căzut jos a fost bătut și jefuit. Eu consider că acela este de fapt poporul român, bătut și jefuit. Da. Și culmea că bunul samarinian este de alt neam, așa. Și dacă priviți un mic detaliu, pe lângă bietul om lovit așa și bătut și jefuit, trece un preot și un levit. Ei bine, ca să dăm știrea bombă, cum zice domnul Robert Urcescu, așa, dacă ar trebui să vă uitați în levit, ce spune Dexul despre levit? Levitul este cel care unește. Cel care unește trece pe lângă omul de jos, lovit și jefuit. Dar cel care îl ajută este, de fapt, samarinean. Da? E o parabolă foarte frumoasă și foarte corectă ceea pe care o faci. Dă-mi voie să te întreb, pentru că mă preocupă România, fiicei tale când va deveni ea mare. Ce tip de țară ți-ai dori pentru copilul tău? Deci am locuit mult timp în străinătate. M-au sunat prietenii și pe mine și mi-au spus că au stat la cozi mese, știam treaba asta, de fapt toată lumea informată știe, deci numai dacă chiar ești, nu vrei să afli, nu afli, așa. Pentru ea, de fapt, ies în stradă și pentru ea am mai rămas în țară și mă doare sufletul. Nu vreau să spun că îmi vine să plâng, dar mă gândesc că în ce țară va trăi fata mea dacă mă doare sufletul, pentru că nu vreau să trăiască în minciună, așa cum mulți încă trăiesc. Și până la urmă, este o luptă incredibilă, nu știu câtă lume se sizează, dar e de fapt lupta între întuneric și lumină, este clară treaba asta. Deci este clară treaba asta. Lumea din stradă, credeți-mă, strigă jos comunismul, a strigat jos comunismul. Tineri, în majoritate, 80-90%, nu pot să apreciez, în jurul vârstei de 30 de ani, dar și foarte mulți tineri de 20-20 și ceva de ani, mulți cu copii în brațe, mulți cu biciclete, mesaje foarte inteligente, gen, nu am venit cu autobuzul, nu m-a adus autobuzul, deci clar. Totul este o dezinformare. Gabriel, crezi că asta este revoluția ratată în 1989? Cred și îmi doresc să fie. Este o spaimă foarte, foarte mare în sufletul meu că s-ar putea să nu fie. Îmi doresc să fie. Și încă cred că s-ar putea să fie momentul de care vorbea părintele Arsenie Boca. S-ar putea să fie momentul acela în care spune la un moment dat că România va fi în centrul atenției pentru o perioadă scurtă de timp. O să vedem dacă asta este. Dar un lucru e sigur că lumea se deșteaptă. Bună seara, deci, bună seara, Gabriel.
Da. Bună seara, sunt Laurențiu Ciocăzeanu, sunt jurnalist, sunt aici în studio. Da, vă cunosc de la diverse emisiuni, vă cunosc. Hai să ne tutuim că suntem frații români și frați de suferință. De 25 de ani încercăm să ne revenim, să trăim în lumină, așa cum spuneai frumos tu mai devreme. Da. Uite, eu mă gândeam ce vor face oamenii care au ieșit astăzi, în seara asta, în stradă, sigur, la Cluj. Admirabil, sunteți campionii României, cred că cea mai mare manifestație de astăzi. Ce vor face dacă totuși duminică Victor Ponta va ieși președintele României? Deci frica asta m-a trecut ca un fior în stradă și mă gândeam oare toți acești tineri vor pleca, vor emigra, toți acești, deci nu știu, părerea mea e că lumea se trezește. Îi crezi în stare să revină în stradă duminică, noapte sau luni, de luni încolo, dacă vor considera că alegerile au fost fraudate? Vedeți, e clar că întrebarea asta ne paște pe toți. E clar că în mințile tuturor avem această întrebare. Deci este foarte clar. Eu spun că da. Eu spun că da și cu toate că chiar acum mă gândeam, venind acasă și deschizând televizorul, mă bucur că vă văd că sunteți în direct, am făcut o recapitulare a realitatea B1 și cealaltă Digi, niciuna nu arăta manifestațiile. Deci e clar că nu știu cine face exit poll-urile, dar dacă toate vor fi înțelese, vă dați seama. Pentru că, de ce te întreb? Pentru că senzația mea că protestele acestea care au plecat de la solidaritatea față de românii din diaspora care nu au fost lăsați și nu s-au lăsați în continuare să voteze, că e clar că duminică vor fi din nou sabotați. Solidaritatea asta, de fapt, protestele, de fapt, sunt mai degrabă îndreptate împotriva unui sistem, împotriva unui regim și nu neapărat împotriva felului în care au fost organizate niște alegeri din diaspora. Bineînțeles, dar lumea simte chestia asta, dar deci noi, de fapt, suntem atât de manipulați și bombardați cu tot felul de informații neadevărate, cu atâtea falsuri, încât noi începem, noi care avem informație și distingem foarte clar adevărul de minciună, noi înșine, cred că și dumneavoastră la fel, începeți să vă îndoiți care e adevărul și care e minciuna. De fapt, este un război extraordinar, chiar povesteam cu soția. Ce presiune pe preoții ortodoxi care nu au vrut să facă jocul și nu vor să spună biserici ce li s-a spus. De fapt, acum este războiul. Acesta este războiul pe care trebuie să-l... Acum este momentul. Vor să spună adevărul sau nu. Gabriel, te rog din suflet să scrii acel articol Duminica Bunului Samaritean versus Duminica Orbului, pentru că va rămâne în istorie. Să știți că m-am gândit foarte mult, am tot sunat la redacție, nu mi-a răspuns nimeni, dar mi-era tot așa o frică, dar dacă nu este această duminică și nu știu pe ce adresă să trimit articolul. Uite, să-ți dau eu adresa mea, dar cred că îl putem publica cu toții fără niciun fel de teamă că nu avem exclusivitate. E laurențiu.ciocazanu la gmail.com. Și cu permisiunea ta îl vom prelua și noi. N-am un pic să mi-l notez acum, dar o să vă găsesc cu siguranță, că vă cunosc așa. Nici nu mi-am dat numele complet. Incredibil ce las sunt. Domnul Nicu, o să primiți datele de la colegii noștri. Rămâneți pe fir și o să vă dea datele colegii noștri. Da, să știți că mi-am dat numele mic, tocmai din cauza fricii mie. Nu vine să cred că mă cuprind de frica. Rămâneți pe fir, fără frică, curaj. Mergeți la vot duminică și vedem după aceea ce facem. Îmi pare rău, din păcate suntem pe final de emisiune și nu mai putem. Vă doresc succes și multe voturi la Cluj. Atâta și părerea mea că ar trebui să ne salutăm cu Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Corect. Mulțumim. O seară bună. Doamne. Laurențiu, mai avem o întrebare. La adresa invitatului? Nu, spuneai că vrei să pui o întrebare mai devreme. Să-mi pui o întrebare. Nu, eu vreau să... Te întreb dacă crezi că aceste proteste, care totuși adună puțină lume în raport cu marea majoritate
a lui Victor Ponta sau care se poate organiza într-un protest contra manifestație, unde să aducă și un număr mult mai mare de oameni. Cine crezi că va câștiga din această încreștare, nu mă refer în stradă neapărat, ci prin efectele pe care le produc protestele fiecarei tabere asupra decizii politice și asupra rezultatelor unei alegeri? Niciodată n-am văzut o demonstrație în 25 de ani, începând din 21 decembrie și până astăzi, organizată de către comuniști. Niciodată. Ei au ieșit atunci când au văzut minerii sau IMGB-ul pe stradă cu bătele în mână să-i aplaude sau să... Adică au ieșit să... S-au oprit. N-au ieșit. S-au oprit. Au trecut pe acolo, s-au oprit și s-au simțit de insiguranță. Adică... Sunt prea fricoși ca să organizeze contramanifestații. Adică vrei să spui că emoția atât de mare pe care o provoacă aceste proteste ale tinerilor, cu empatia pe care o provoacă ei, este un combustibil... Păi cine să mai contramanifeste, Doru? Pentru că acest PSD a distrus mineritul din România, a distrus IMGB-ul, a pus pe butuși toate fabricile și iată cum fiecare pasăre pe limba ei piere. Dacă în anii 90... comunistoizii aveau acces la niște mase destul de amorfe de oameni săraci chinuiți vai de capul lor, astăzi și au distrus, nu mai au contramanifestanți. Aduceau galaciu cu trenurile la București, acum s-a dus Iohannis. S-aducă poate niște omuleți verzi de până Ucraina ceva, că altfel n-au nicio șansă. Adică, cu alte cuvinte, dacă aceste, extrapolând acum, dacă aceste proteste vor continua, să spunem, chiar și după ce va fi ales Victor Ponta. Este posibil să continue, este foarte multă. Crezi că există suficientă combustie, suficientă energie, combustibil? Nu, dar e tardiv sigură. După. Hai să ne străduim ca la votul ăsta democratic, dacă nu se fraudează alegerile, să învingem elegant într-o revoluție de catifea prin ștampilarea buletinului de vot România Comunistă. Și să redobândim acea Românie din perioada interbelică în care eram mândri cu adevărat că suntem români, nu albanezi. Cu certitudine, unul, n-au curajul să o facă, cel puțin pe zi, sub nicio formă. Ei ce pot face? Pot face diversiuni în momentul în care vine seara, să înceapă să arunce, să distrugă, să infiltreze ciracii lor între manifestanți. Vom fi și noi pe stradă și avem expertiză, nu mai suntem... Ai noștri bătrâni nu știau ce să ne învețe în piața universității, din păcate. Dar noi putem învăța ceva pe tineri. Dar noi putem învăța, iar noi nu suntem bătrâni. Duminică la vot, vă rugăm, la vot, 60, 70, 80%. Haideți, faceți un... Ce depășește 60% va deveni catastrofal pentru Victor Ponta. Dacă puteți face un concurs, care din localități, din orașe, din județe are procentul cel mai mare, faceți un concurs pentru că ar trebui să... Și poate ne rezervă Craiova o surpriză, acum la turul 2, și în fieful celei mai sinistre creaturi de la PSD, de acolo, de în Craiova, să piardă PSD-ul. Spui la PSD, dacă o se întâmplă surpriza la Gorj. Da, domne, sau la Dragnea. Gorj este excepțional. Dar mi-ar fi plăcut în Craiova că oamenii au ieșit, ceea ce înseamnă că s-au dezmeticit. Spuneai că sunt fricoși, aici ai dreptate. Aceste mitinguri produc acest efect. Produc acest efect. Îi pot speria pe cei care ar putea să iasă la vot să voteze cu Victor Ponta și care se vor gândi, domne, dar dacă cumva oamenii vor ieși în stradă nemulțumiți că a fost ales Victor Ponta, ce se va alege? Nu. Ba da, no. Se pot speria. Nu cred că avem asemenea tip de alegător duminică. Deci chiar dacă are el o teamă în suflet, se duce încetişor, așa, o ia pe lângă gard, intră, votează și pleacă. Da. Îmi pare rău, trebuie să ieșim. Aș fi vrut să rămân cu voi până duminică dimineața măcar. Mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și în această seară. Să dea Dumnezeu duminică gândul cel bun. Rămâneți la ediția specială cu Radu Moraru, cu Robert Urcescu și Grigore Cartianu, o ediție care se anunță pulminantă, iar eu le mulțumesc invitațiilor mei din această seară, mulțumesc Laurențiu, mulțumesc Oreste. Încă o dată, mergeți la vot, vă invit să mergeți la vot, chiar dacă votați cu cine votați, dar mergeți la vot, important să fim cât mai mulți la vot. Să dea Dumnezeu să avem democrație și de luni și până săptămâna viitoare vă invit să rămânem oameni.